Salutare tuturor, eu sunt Lorenzo și bine v-am regăsit în un episod din seria noastră de Let's Play Minecraft Survival. Și dacă vreți să mai continuăm cu această serie, nu uitați să apăsați butonul de like, să strângeți în acest episod pe 60 de like-uri dacă se poate. Și hai să-i dăm drum la episod. Ok, după cum ați văzut în titlu, astăzi o să încercăm să începem casa. Și vreau să vă mulțumesc pentru că am strâns 80 de like-uri la episodul anterior, deci am rămas profund uimit că am strâns 80 de like-uri, deci nu mă așteptam să strâng atâtea like-uri, dar s-au strâns până la urmă. O să începem să facem construcția sau scheletele casei sau nu știu ce o să fie, pentru că nu o să fie ceva wow la început. Deci aici o să nivelăm frumușel. Pe 26 aprilie o să-mi scoată strike-ul, deci o să putem face live stream-uri cu această serie și cu mai multe serii și o să fie super nice. Ok, hai să-mi fac și niște torțe, să nu mă trezesc cu niște zombi pe lângă mine pe aici. Ok, hai să iau și eu de aici dirt, o să fac aici loc de casă. Vreau să fac o casă mai șmecheră de la început, că nu vreau să mă... și eu ce m-am speriat de acest zombie, să-mi bat picior, de ce am trăsărit, ești prost. Hai să nivelez mai tare pe aici, ca lumea să am loc să fac și, nu știu, mai o casă mai șmecheră, mai extinsă. Ok, mai rapid, mai spargem de aici puțin tel și după asta ne apucăm de casă. Ok, o să vreau să fac pilon dintre ăștia cu oak. 1, 2, 3, 4, nu vreau de 5. O casă normală de 4. Și vreau până aici. 2, 3, 4, ok. Acum am un stil de casă în minte, gen mi-a venit un stil de casă. O să vreau să-mi fac... să prelucrez acest birchwood, pardon. Nu mai vine în minte lemnul ăsta. Așa, hai să pun și eu, deci vreau cam așa să fac. O să vedeți acum cum o să iasă. Stai că nu știu dacă e gen așa. Da, așa e, deci trebuie să dau cu un bloc în față pilonii ăștia. Păi stau cu un pic, cu un topor de lemn în pui mei, o să fac repede rost de 3 cobblestone, să fac și eu un topor de piatră măcar. Cam așa vreau să vină casa de... Cam așa vreau să fie parterul. Fuck, fix pe chest, bă, what the fuck. Dar nu știu dacă am pus ceva, n-am pus nimic în el. Ok. O să-i căutăm mijlocul imediat. Sper că e simetrică. Și da, e ok. O să vreau să-mi fac ceva de genul ăsta. Dar stai că nu trebuie aici. Nu cred că trebuie aici, pentru că gen vreau să vină așa. Aici. Oh, shit. 1, 2, 3, 4. Gen e casă improvizată de mine, dar cu stiluri furate. Gen... stilul medieval, cred că știți voi, adică cred că știți toți. 2, 3, 4, cam așa. Și aici va veni geamă, doar că vine pilonii ăștia în față, gen, știi? În rest nu-i mare diferență. Ceva de mâncare am decât 3 mere, deci o să băgăm frumos 3 mere pe felie. Așa, și gen la mijloc sau undeva pe aici, hai să facem din ochi. Aici va veni un pilon dintre ăsta. Ok, punem aici. Pe ăsta îl spargem, că l-am pus doar ca să știu unde e, cam pe unde vine mijlocul. 2, 3, 4. Respect. Și aici, știu că doar pe colțuri era designul ăsta, dar cum eu vreau pot să-l pun și pe mijloc, adică dacă vreți puteți să-l puneți pe mijloc, că v-am spus că puteți să învățați să construiți, pardon. 2, 3, 4. Ok. Da, nu e un stil foarte wow, dar o să vedeți cum o să iasă la sfârșit. Ok, deci acum realizez că nu-i fix pe mijloc ăla. Stai. Uite aici, cred că e mijlocul ea. Dacă vreau să mă verific, vreau să verific. Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, deci n-am mijlocul de 1. Așa că o să dau day. N-am chef. Ok, așteptăm să se facă puiul, cât se prăjește puiul, să mă duc să mai tai din copaci. O să trebuiască să-i replantez, dar momentan lăsăm așa.
O să-mi trebuiască mult time oricum pentru stilul ăsta de casă. Nu știu cum o să vină etajul 1, asta e faza, că nu știu cum aș putea să-l fac. N-am nicio idee la etajul 1, nu? Mai rapid. Frumos. Așa. Ia să vedem unde vine mijlocul, gen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ia să vedem aici. Bă, dar de ce merge așa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, uite ce 8, frate. Așa. Ce am spart? Bă, dar trebuie să sparg asta de ce? Că mă deranjează. Mă deranjează workbench-ul ăsta. Deci, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Asta e faza că... Ia, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pot să fac așa. Și acum vine 2, 2 pe mijloc și vine 1, 2, 3, 4, 5. 5 într-o parte și 1, 2, 3, 4, 5, 5 într-o parte. E super ok. Mamă, iar am inventar full, deci nu mai chestii banale am în inventar. Ce vreau eu de aici? Vreau niște dărți să repar aici unde am pus canubul. Unde am spart canubul, pardon. 2, 3, 3. Cred că e la nivel, nu? Ok. 1, 2, 3 și cu ala de sub 4. Așa vreau să fac. Aici vine primul pilon. Aici spargem frumos. Mai mă. Mi s-a dus și ăsta. Mi s-a dus și toporul de lemn. Și teoretic ar trebui să vină aici. Da, fix aici. 2, 3, 4. Da, e destul de ok. Arată destul de ok casa momentan. Cam asta a fost episodul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Nu uitați de un like, un share și un subscribe. Și dacă mai vreți să mai postez episoade din seria noastră de Let's Play Minecraft Survival, nu uitați acolo de un share. Dacă ești nou, nu uitați să te abonezi. Apasă pe clopoțel să intri în Panda Squad Notification și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa, respect!